Așa, da. Tema pentru acasă. Clasa 4. Prima problemă. Așa. Pentru o sală de spectacole, scaunele sunt așezate câte 25 de rând. Da, un pic. Da. Da. Da, și-o închidem acum, da. Căluț. Noi, mergem acolo. Da. Ne dăm seama imediat și Nu am reușit, am vrut să merg de să pornească. Am venit noi la 4, era jale. Da, chiar o oprim. Rezolvăm, da, bine. Așa, deci. Într-o sală de spectacole, scaunele sunt așezate câte 25 pe rând. Da. Dacă Ioana ocupă locul 630... Deci, încă o dată, într-o sală de spectacole, scaunele sunt așezate câte 25 pe rând. 25 pe rând, da. Da. Dacă Ioana ocupă locul 630 de pe rândul din mijloc, ce loc ocupă Cristina, care este pe ultimul rând în dreptul Ioanei? Bun. Deci, reluăm? Încă o dată. Deci, într-o sală de spectacol, de scaunele sunt așezate câte 25 pe rând. Deci, 25 pe rândul ăsta, da? 25 pe rândul celălalt. Da, așa înțeleg eu, câte 25 da. Pe rând. Bun. Așa. Dacă Ioana ocupă locul 630 pe rândul din mijloc, pe rândul, adică aici sunt, să spunem... În mijlocul sălii? Sau cum să interpretăm? În mijlocul sălii, dar în mijlocul rândului... Păi, ia mai citești pe rândul din mijloc, deci, cum interpretați? Dacă Ioana ocupă locul 630 pe rândul din mijloc... Da. Deci sunt mai multe rânduri așa, nu? Da, și rândul din mijloc ocupă... Da. Așa. Rândul din mijloc. Ce loc ocupă Cristina, care este pe ultimul rând în dreptul Ioanei? Adică dacă mă gândesc în dreptul Ioanei, cu un scaun... Pe ultimul rând, zice? Da, pe ultimul rând. Dacă mă gândesc că dacă stă în dreptul Ioanei, ea stă cu nu un scaun... Nu zice în spatele ei. Eu așa înțeleg, domn profesor. Nu. Cu un scaun în zice față. Pe ultimul rând, ca e în mijloc, da. Cu sălii. Asta e pe ultimul domn rând. Profesor, pot afla câte jumătate din numărul rândurilor. Asta e. Deci, să vedem... Deci... Vă mai citesc o dată problemele? Da. Perfect. Într-o sală de spectacol, de scaunele sunt așezate câte 25 pe rând. Am scris. Dacă Ioana ocupă locul 630 pe rândul din mijloc. Faptul că vorbim de rândul din mijloc, din mijlocul rândurilor acestora, da? Mm-hmm. Adică mijlocul sălii, cum ar veni, cumva. Da. Faptul că e în mijloc înseamnă că are un același număr de rânduri în față și un același număr de rânduri în spate. Da. Da? Ca să fie în mijloc. Da. Cum ar fi cinciul, rândul al cincilea este un mijloc pentru că are două în față și două în spate. Mă gândesc să fie un număr impar de rânduri. Da? Un număr impar de rânduri. Că numai un număr impar, un al șapte, lasă libertatea 3 în față, 3 în spate. Corect. Așa da? Mă gândesc și eu. Da? Deci așa, dacă zice rândul din mijloc, așa ar trebui să gândim. Deci un număr impar de rânduri. Pentru început. În față și în spate. Deci. Așa. Așa. Oare putem afla pe ce rând e ea? Păi da, putem, dar lasă-mă să termin de citit problema. Da. Ce loc ocupă Cristina? Care este pe ultimul rând în dreptul Ioanei, adică... Dacă Ioana pe, să ne închipuim, este pe aici undeva, da? Da. Și este, și are ca număr 600 și cât? 630 scaun. Da. Pe aceeași direcție. Dar pe ultimul rând este Cristina, va este fi, în dreptul ei. Va fi adică Cristina. Așa. E cu un număr mai încolo. Da, s-o punem la mijloc, nu? Da.
Așa. Nu, e în dreptul ei. Uite, așa cum face domn profesor. În dreptul ei pe scaunul din direcția ei. Da. Da? Deci, ăsta este 6:30. Și care va fi rândul de aici? Domn profesor, mă gândesc să aflu câte rânduri ar fi... Până la Cristina sau până la Ioana? Până la Ioana, că îți fac 6:30. Așa. Împărțirea 25, ca să văd câte locuri ar fi jumătate din sală. Câte rânduri? Așa. Câte rânduri ar fi pe jumătate din sală. Așa. Deci. Așa, 630 împărțirea 25. Da. Cred că încape cam de 4 ori. Cam de 60. 630, da? 630. Împărțirea 25, încape de 4 ori. 45, 20, 42, nu e 8, așa, e prea mult. 425, nu merge, 63 nu merge, zic 25 4 ori. 63 de 2 ori, de 2 ori. Da. De 2 ori. Deci bine că 50. Și o să am 13, 130. Da. 25, 130. 6. 5. 6 e prea mult. Dar nu se poate 5, că trebuie să termine în 10. Păi da, asta e. Rămâne 5. Rest. Rămâne rest. Nu se poate perfect. Vedem. Gândi cum o să vedem, cum să judecăm. Deci, da. Cât vine? 5. 5 ori 5, 25. Da. 5 ori 2, 10. Și cu 225. Da. Ne rămâne rest 5. Deci rest 5. Deci sunt 25 de... Sunt 25 de rânduri în față și astea pe-al 26-lea. Locul 5, cumva, într-o margine. Da. Cine doresc da. 5? Uite aici, păi trebuie să gândim acum. Explică. Suntem atenți, da? Și aici începe numărătoarea 6. Deci 1, 2... 25. 25. Da. No. Hai să încep invers numărătoarea. Dacă zic așa, 1. Deci, 1, 25. 1, 2, 3, 4, 5, da? 2, 4, 5 locurile. Puncti, puncti, până la cât? Până la 25, da? Da. Deci, eu practic am 25. Rândul următor începe cu 26. Aici, 26. Până la cât, Dari? Până la? Până la 50, mama. Pe 25 plus 25, 50. 50. Următorul rând începe 51 până la? 51 până la 75. 5. Și așa continuăm. Da. Și în sfârșit, pe al 20... 5 la rând, uitați că i-a zis că 25. 1, 2, 3, 25 și al 26-lea. L-ați început și pe al 26-lea. Domn profesor, da, deci trebuie să spunem că sunt 51 de rânduri, rest 5 ori 20. Dai să vedem. Ca număr de rânduri 5 imediat. 5 ori 51 ar fi, nu? Deci, ca număr de rânduri, deocamdată sunt 25 aici, în față. Da, rest 5. Dar 26-lea se află ea. Da. Și 25 în spate. Adică sunt 51 de rânduri. Corect. Și acelea, și 10... Restul, nu știu. Nu, 51 de rânduri câte 25 de scaune înseamnă un număr de scaune. Păi da, dar o să aflăm pe ce loc este ea dacă ai răbdare. Uite acum, aici începe 100... Deci 625, 626. Deci 625, da? 626. 626. Da. 626. Puneți un cerculeț, domn profesor. Așa, 626. Un cerculeț de sub, sub număr. Și cum ați făcut dumneavoastră. Așa, așa, să zic. 626, da? Da. 626. Apoi, 627. 628. 629. Și al cincilea, 630, da? Deci am descoperit, Cristina asta, sau cum o cheamă, Ioana, stă pe rândul 26, al cincilea loc, 630, uite. Vezi, Daria? Da. Bun. Deci al cincilea loc e cel din mijloc. Da. Deci, practic... E rândul din mijloc, nu e... Ea, Cristina, stă pe al cincilea loc, pe rândul din spate, nu? Da. Deci,
să ne înțelegem așa, că 5 le-am consumat, ar mai fi în completare aici 20, da? 20 pentru al ocupa pe al câtelea termen, pe al câtelea, pe al 26-lea rând. Deci mai avem 20 de locuri. Aici s-ar completa al câtelea aici? Al 26-lea rând. Al 26-lea cu da. Numărul cât? 650. Ca pe 630 cu 20, da. 630. 650. Da. Și în spate câte mai avem? Și de acum, în spate... Și în spate mai sunt 25. De rânduri? Da. Aha. 25 de rânduri. Domnul profesor, dar dacă puteam să spunem că scaune ar fi 630 ori 2 și acel rest 5. Să nu ne grăbim, să nu, vezi, trebuie să fim foarte atenți. Dar să nu grăbim. Ai tendința uneori de a te grăbi. Ești un pic repezită la raționament. Trebuie să avem răbdare. Uite, eu nu mă grăbesc. Observi, da? Ca să o înțelegem bine. Pentru că există riscul să mă grăbesc. Uite, merg pe mâna ta, dublăm 630, 1200 și am rezolvat, gata, pe acolo, pe undeva, urez 5, nu știu ce. Dar eu vreau să simt problema. Vreau să o simt, da? Deci, aici m-am aflat cu 650, da? Am completat. Rândul 26. Da. Acum mai urmează 25 rânduri. 20. Nu 25, cât am zis noi? 25, da. Da, 25 ori 25. Adică încă 625. Încă 625. Care însemna și ultimul rând completat. Corect. Da. Dar, din 625... Cât trebuie să scade o Daria, dacă ea stă în spatele Ioanei? 600. Deci în spatele ei mai sunt 25 de rânduri, cât e 25. Deci... Dar câte să scadă acum, ca să văd că ea stă tot în scaunul numărul 5, pe ultimul rând? Nu s-a dus rândul până la capăt. Păi scot pe ușa tot 600. Nu, atenție. E ultimul rând. Dar cele 25 de rânduri, până la capăt, s-ar completa în ordine crescândă, de la 630, 625 încă 625 de locuri. Da. Da. Deci numărul scaunurilor ar fi, în final, cât 630 plus 625. E corect, da? Plus 20. 620, 630, 630 cu 20, 650, 650, așa, 650 foarte bine. Deci 650, de ce Daria 650? Pentru că 630 era aici. Domnul profesor Daria. Da? Aici era 630, da? Și până la capăt mai am încă 20 de locuri. Deci pe al 26-lea loc, aici, la 26-lea rând, ultimul de aici este cu 650 locuri de aici, da? Și la 650 mai adăugăm încă 25 de rânduri cu 25 de scaune. 25 ori 25, 625. Uite-te la capăt. Și face cât? 5, 7, 1275 de locuri sunt. În total, în sală? În toată sala, da. 1275 de locuri. Dar ea nu se află pe ultimul loc din ultimul rând. Ea se află pe locul 5 din ultimul rând. Acum trebuie să scădem ceva. 175. Minus 20 ăștia de față. Minus 20, corect. Da? Deci 75 minus 20. 1250. Da? Da. 1255. 1200. Deci Ioana, sau cum o cheamă pe ea, se află pe locul 1255. Și aveți răspunsul ea, da? Din ordinea aceea. Mie mi-arăt 1200. Da, corect. 1255 este răspunsul corect. Haideți să vedem cum puteam. Mai întâi, am gândit pentru a prinde locul acesta 630, pentru a-l prinde, am împărțit pe 630 la 25 și am aflat că sunt 25 de rânduri. Da. Și atunci, ea s-a aflat pe al 26-lea rând. Da? Că locul acesta, 630, este pe al 6-lea rând. În final, toată povestea asta mă duce
spre ideea că am 25 de locuri, 25 de rânduri în față, 25 în spate, da? Du-te și nu oprește. Da, da, da. O să discutăm. E o problemă pe care nu a atenționat. Este foarte care. Da, n-are nicio. Domnul profesor, da. Dacă ne uităm logic, așa, adică nu logic, dacă ne uităm la problemă, pare mult mai ușor de rezolvat decât pare când o rezolvi. Adică, după ce rezolvat-o, da. De fiecare dată, orice problemă pe care o ai, după ce da. Rezolvat-o, este foarte simplă. Da, așa e. Da? După ce rezolvat-o, este la îndemâna noastră. Dar trebuie să o ai rezolvată, să o vezi atunci. Și nu, noi am făcut o practică din asta. Nu ne îndepărtăm de problemă până când nu mai analizăm și vedem care au fost hibele. De ce la prima citire nu ne-am dus foarte repede, să zicem, 6.30 împărțit la 25, prea rapid. Am vrut să văd așa cât de cât. Am înțeles că fiind vorba de mijloc, voi avea un același număr în față și în spate. Nu? Trebuia să înțelegem așa. Da? Deci am înțeles 25 de rânduri acolo, 225 în spate. Acum 51 de rânduri sunt în total. 51 ori 25 și aflam un număr de locuri, 1275. Așa. Deci după ce înmulțești cu... Dar de ce am 51? Fiindcă am obținut 25 în față. Da? Da? Și așa văd și 25 în spate și rândul ei. Și rândul pe care s-a aflat, da. Fiind mijlocul. Deci, iată, 51 ori 25, am aflat că ea s-ar găsi în ordine de numerătoare pe poziția 5-a, pe la din mijloc, îi mai rămân 20 până la capăt, imediat am dus la ultimul rând, am mai scăzut din tot, din 1275 pe 20 și gata, am găsit poziția ei. Vezi? Cum redactăm aici? Cum te-ai gândit să redactezi? Pentru că ai înțeles un lucru. Nu există un mod șablonizat de redactare, ci tu trebuie să reușești, așa cum ai elaborat-o raționamentul, să-l faci cunoscut. Asta este secretul. Deci să-l faci cunoscut profesorul respectiv. Aflăm numărul de rânduri. Din față, da? Da. Da. Deci, făcând operația... Îți spune așa. Prima etapă. Aflăm numărul de rânduri din fața Ioanei. Chiar așa spune. În prima, 1. Da? 1. Aflăm numărul de rânduri din fața Ioanei. Aflăm numărul de rânduri din fața Ioanei. De aceea împărțim pe 6.30, da? La 25 și ne dă 25 rânduri și rest egal 5. Da? Restul este 5. Adică Ioana s-a aflat pe rândul următor, de aici rezultă, Ioana se află pe rândul 26, da? 25 de rânduri. Pe rândul 26. Cu 5. Sau locul 5. Pe locul 630, da? 630. Începând numerătoarea cu 626, da? Adică numărătoarea pe rândul 26 arată astfel. Două puncte. Și facem rândul 26, uite așa scriem aici, 26, și scriem aici
primul scaun 626. Am fost scaunul următor 627, 628, 629 și 630 și puncte, iar aici încheiem cu 650, da? 650 încheiem loc. Redactând așa, apare oglindă, adică înțeleg, eu corector, înțeleg că tu ai un raționament foarte sănătos, să urmărești bine și, tot ce vrei să spui. Și acum, aici erau cele 25 rânduri, încoace, spunem, încă 25 rânduri, da, 25, și al câtele astea este asta, rândul? 51 rând. 51 rând. Pe 51, rândul al 51-lea. Începem iarăși 1, 2, 3, 4, 5. Aici trebuia să scriu Ioana. Și aici să scriu pe cine? Pe Cristina. Număr total de rânduri, număr total rânduri, 2 ori 25 plus 1 egal 51. Număr locuri, 51 ori 25 egal cu 1275. 1275. Scaunul pe care se află Cristina. Exact. Scaunul. Pe care se află 1275. 1275 minus 20. Scriem. Cristina, două puncte. 1275 minus 20 egal. Asta 20 și le figurăm aici. 20. Da? Minus astea 20 locuri. Egal. Egal cu 1255. Asta te întreabă, pe ce loc, nu? Se da. Află Cristina, nu? Da. Asta. Răspunsul se află pe locul acesta. Așa trebuie să redactăm, pentru că tu ai învățat din discuția care am purtat-o până acum că nu există un mod șablonizat, ci cauți să vii cu ideile, să le pui pe hârtie, să fie cât mai clare. Atunci când e un raționament particular, cum aici este vorba de un raționament particular, specific aceste probleme. Nu metoda figurativă, metoda comparației, metoda nu știu ce, mersul înapoi sau știu eu, nu, nu. Ci este o problemă de genul acesta. Acum mi-am amintit de mersul înapoi, hai să facem și o problemă de așa, să ne mai amintim și e bine să mai împrospătăm. Sau ai dat mai tu una? Una? Da. Ai tu una, da? Deci, kilometrajul mașinii mele indică 12.935 de kilometri. Deci kilometrajul se indică 12.935 de kilometri. Da. Așa. Care este numărul minim de kilometri pe care trebuie să-l parcurg astfel încât suma cifrelor numărului indicat
Deci, hai că a venit David, uite, nu mai vine problema. Da. Și apoi ne-a făcut în seara. Ce caută la mare asta? Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Alo, David. Tocmai ce te rog. Deci, kilometrajul mașinii mele indică 12.935 de kilometri. 12.935 kilometri. Care este numărul minim de kilometri pe care trebuie să-l parcurg, astfel încât suma citelor numărului indicat de kilometraj să se înjumătățească? Adică, practic, facem suma cifrelor de acolo. Deci aici este suma cifrelor. Să vedem cât ne dă. Da, să vedem cât ne dă. Iată că de suma cifrelor numărul acesta este, deci suma cifrelor. Suma cifrelor. 20. Este 1 plus 2 plus 9 plus 3 plus 5. Adică 1 plus 9 și 5 plus 5, adică 32. Deci face deci 20, da? 20. Da. Așa, și noi trebuie să găsim care este numărul, mai care este numărul minim de kilometri pe care trebuie să-l parcurg astfel încât suma cifrelor numărului indicat de kilometri să se înjumătățească. Adică să apară 10 când le adunăm. Da. Exact. Deci mai adăugăm aici un ceva număr de kilometri și numărul se modifică. Punând noi plus nu știu cine, se modifică. Trebuie să găsim numărul minim. Și în momentul în care se modifică, suma cifrelor număr respectiv să fie... Să fie 10, adică trebuie 10. Să găsim cel mai mic număr. Cel mai mic număr pe care să-l adăugăm aici. Da. Am găsit unul. 13.006. Corect. Și eu zic la fel. 13.006. 6, da? 6. Că m-am gândit ca să fie mai înjumătățesc, să fie... Deci ai gândit să formez întâi numărul, da? Numărul, și ca să aduni cel mai mic număr de kilometri, înseamnă că numărul pe care îl visez să fie cel mai mic cu putință. Corect. Că numai așa aduni puțin. Da? Și de la 12.935, da, 12.935. Dacă oricam facem din ce în ce mai mare și atunci... Oare ai fi putut modifica aici, deodată, dacă nou rămâne, dacă nou rămâne, exact, mai și cu 1, aici 10, și dacă rămâne 2, nu. 12, nu era. Deci obligatoriu, trebuie să-l modifici pe cine, să dispară 9. Deci ajung la 13. Da. Mii. Și atunci ajung la 13 și ai 1 și cu 3, 4. Da. Și numai 6 în coadă, cel mai mic cu putință, la unități te duci să adaugi, ca să construiești cel mai mic număr. David, să ne luăm problema. Ci când merge așa cu mașina, știu la bord la un moment dat. Și bordul indică 12.935. Și zice, cât să mai mergi, cel mai mic număr cu putință, să mai mergi. Câți kilometri să mai adaugi? Da? Câți kilometri să mai adaugi? Așa încât pus kilometri aceia adăugați să-ți dea suma cifrelor, nou număr care se formează, suma cifrelor să fie jumătatea lui 20. Adică jumătatea lui 20, 10. Da? Insist. Deci, la un moment... Un număr mai mic? Hai să vedem care. Dacă tu... Dacă tu îl vezi pe ăsta mai mic, deci mai mic pe ăsta... Eu m-am gândit la 10.046. Dar trebuie să fie mai mare. Păi, dar mergi înainte. Mai dă-i înapoi, ca la Xerox. Deci merge înainte pe mașină. Și nu putea să fie 10.046. Adaugă. Nu se putea să fie 10.046, pentru că dă 11.010. Deci nu 10.000? Poate e 10.036, dar nu 46.
să repetăm problema. Deci, la un moment dat, îți indic atât. Zice, cât să mai adaugi ca să adaugi un număr minim de kilometri, cel mai mic număr cu putință, încât noul kilometraj de la bord să-ți indice un număr, așa fel încât suma cifrelor sale să facă jumătate de cât au făcut înainte. Că înainte au făcut, uite, 1 plus 2 plus 9 plus 3 plus 5 au făcut 20 și acum este 10. Cere să fie 10. Eu cred că este o idee bună. Hai să vedem, dacă tu ai o altă idee mai bună, o luăm pe-a ta. Dacă mai adăugăm acolo un număr, merge și mai mare. Deci 935, să mai adăugăm ceva, câțiva kilometri. Că nu puteai să pui acolo 0, că deja îți dădea... Dacă îl păstrezi pe 9, 9 și cu 1 face 10, nu? Da, și deja îți dădea 12 și deja, atunci nu puteai să pui 0 acolo. Sigur că da, deci, de aceea e gândit foarte bine să apară 13 aici. 1 și cu 2 treci în 3. 13 și cine să mai e? 1 și cu 3 fac 4 și mai cine să fie la sfârșit? 6. 1 și cu 3, 4 și cu 6, 10. Inițial am văzut două numere. Nu ești încurmis. Hai mă, trezește-te, ești obosit. Așa. Hai, să-ți revii un pic. Ești mor de oboseală. Ești mor de oboseală, te bate. Dar te împrospătesc odată, așa. Mergi un pic să joci fotbal. Da? Să jocem pe afară un pic de... Da? Hai, așa vine. Vine, gata. Deci, încă o dată. Am prins. Te-ai prins, nu? Da. Gata. Asta vreau să văd. Dacă te-ai prins, înseamnă că reacționezi corect. E bine. Deci, cum am gândit, e bine. Dacă așa stau lucrurile, numărul acesta este. Și ca să vedem câți kilometri am mai parcurs, din ăsta scădem 1200... 12.935 și face 3 din 10. Hei! Da, păi da, Davide! Și apoi acolo de noi, mă. Vede că nu suntem atenți. Deci 5 din 6... Dar 7 zici și 1. 7. 9 din 9, 0. 0. Deci 7 și 1. Deci întrebarea, câți kilometri trebuie să mai meargă? Răspunsul. Mai merge 71 de kilometri. Dau eu programul. Domn profesor, Da, imediat. Mai fac încă una ca să mă conving să-l pot trezi pe dat. Dar vedem, pe la bord se află 1, 7, 9, 8, 3. 17.983 de kilometri. Cât să mai merg, un număr minim, cât face suma cifră aici? 10? 28. Le da? Deci, 7, 3, ai zis 10, 28 mai văd. Da, 28, da? Și acum, 28 și 28 împărțit la 2, la 4. 14. Atenție, suma cifrilor se facă cât? 14. Bine. Suma cifrelor 14. Acum, suma cifrelor este 28, 1 și cu 7, plus 9, plus 8, plus 3, egal cu 28. 28 împărțit la 2, egal cu 14. Davide, e problema ta, eu am rezolvat-o, dar vreau să... Dar uite, eu spun... 18.005. Corect. Cât? 18.005. 5. Bă, v-ați prins foarte tare, foarte repede. Pe 9, 7 și 1 deja. Și facem diferență și vedeți câți kilometri. Dar, altă problemă, tot cu asta. Însă acum am împărțit la 4.
Deci suma cifrelor, 1 plus 7 plus 9 plus 8 plus 3, care e 28, împărțit la 4, egal cu 7. Deci suma cifrelor se facă 7. Care e numărul minim de kilometri, că suma cifrelor se facă? Nu se poate. Pentru că deja noi acolo am argument. Păi eu zic așa cer. Doamn profesor, uitați de ce nu se poate, am argument. Zim. Pentru că deja 9 plus 1 plus 7, deja noi dă 17. Și atunci noi trebuie să trecem la 18.000. Pentru că nu putem să scădem. Bun. Dar 18.000 de deja dă 9 și atunci nu se poate cu 7. Păi să mai merg mai departe. Da, nu poți. Cum să nu? Ba da, știu unul. 25.000. Dar minim? Da, minim. 20.005! Aie! Aie! Deci 20.005 ăla îl pui la sfârșit? La sfârșit ca să fie numărul minim de kilometri? Asta e poanta. Da? Deci... Ai dat mâna? Ai văzut aici? Tu când ai argument, nu se poate. Ți-am mai spus. Trebuia să gândesc. Da, ți-am spus. Asta e mare slăbiciunea ta. Faptul că te repezi. Da? Și trebuie să faci mai multă analiză. Să vedeți câtă bucurie vă cuprinde când spui, băi, stai o secundă, stai că se poate, mă analizez, nu știu ce. Doamne, să mă dați în da. 28 împărțirea 7. Bun. 28 împărțirea 7, 20.002. 20.002, da. Bun. 30 împărțirea 5. Da. Kilometrajul este următorul. 7, 8, 3, 9, 1. Suma cifrelor, să vedem cât face. 28. Păi tot 28. Ați amestecat cifrele pe acolo. 28 împărțit la 4. La 4 egal cu 7. Păi da. Ca suma cifrelor să facă 7. Păi am ales mai dat una. Nu, e alt număr. Da, chiar e alt număr. Sigur că. Aaa, e al 20.005. Nu mă, e alt număr aici, mă. Inițial. 2.000. Păi același lucru, domn profesor, că tot 20.005. Tot 20.005. Păi de 78. Merge înainte. Domn profesor, 20.005. 200.005. Vă rog, ascultați-mi, 200.005. Cred că are exista unul mai mic, Davide, care este 100.006. 100.006. 100.006. Asta pare să fie. Tu pui mai mult. E adevărat? Gândește-te la cel mai micuț. Da, cel mai mic. Știu că ești obosit, dar și eu am zile din astea mari. Da, deci. Da. Bun. Haideți să... încercăm să ne întoarcem la problema de ieri? Nu! Spre opozita zonă. Bun. Atunci hai să ne jucăm. Și o să vedeți că ceea ce fac va însemna rezolvarea problemei. Cu frate. Poftim? Eu sunt la mașă, sigur. Dar vreau să mă dați mie din asta pe super. Da? Bun, te joci acasă. Te joci acasă, ai văzut care e dichisul. Merge foarte frumos. No, astfel de probleme o abordați cu siguranță. Ia să vedem. Mergem și vreau să vă spun așa. Eu am suma următoare. 20 lei. Care este dublu? 40. Da? Deci, suma S egal cu 20, atunci 2 S dublu este 40 lei. Cât este pentru suma asta? 3 cincimi. 3 cincimi. 24. Din 20. Din 20, din suma asta. 12. Cum ai făcut? 20 împărțit la 5. E 20 împărțit la 5 ori 3, nu? 20. Ești subiect? Deci, 3 cincimi din, adică să facem 3 cincimi dintr-un număr.
înseamnă că numărul acela se împarte la 5 și se mulțește cu 3. 20 împărțit la 5 egal cu 4 ori 3. Altfel spus, deci egal cu 3 cincimi din 20 egal cu 12. Întrebarea este, s-a micșorat sau s-a majorat suma? S-a micșorat. De câte ori s-a micșorat suma? De 3 ori. Nu, de 3 cincimi ori. De 5. De 3 cincimi ori. Am că s-a micșorat cu de 5. Deci iată că există un limbaj, atenție, există un limbaj în care putem spune că fosta sumă a fost afectată, dar a fost afectată din faptul că s-a mulțit cu o fracție. De care fracție este asta? 3 cincimi, ce fel de fracție este? Subunitară. E mai mică decât 1. Deci când o mulțim pe 20 cu 3 cincimi cu un număr subunitar, o afectăm în minus. Se micșorează. Notăm. Deci dacă un număr... Dacă un număr... Hai băi, hai. Dar atât s-o obosim, mă. Păi e frânt. Am înțeles. Și mai bine. Deci, deci 3 cincimi... Este asta? Da? Spune așa. Dacă un număr se înmulțește cu o fracție subunitară, el este modificat, suma este modificat, numărul este micșorat. A spus. Dacă un număr se înmulțește cu o fracție subunitară, el este modificat. Este micșorat. Mai bine, în loc de modificat. El este micșorat. De câte ori indică fracția? Da? Este micșorat de câte ori indică fracția. Noi suntem obișnuiți să zicem cu numai numere naturale, dar putem să zicem și cu modificarea unei fracții, da? De câte ori indică fracția? Fracția asta de câte ori nu e întregat? 3 cincimi. Dacă dedesubt. Hai să vedem acum ce înseamnă 5 treimi din 20. Nu 5 treimi. 5 pătrimi. 5 pătrimi din 20. 25. Da? 5 pătrimi din 20 este egal cu 25. Iată ce s-a întâmplat. S-a mulțit 20. Supraunitar. Dă un număr supraunitar, adică dă un număr peste 50, adică din 20 să-l scoatem pe 25. Deci, iată când se mulțește cu un număr supraunitar, se mărește. Se mărește, da? Numărul respectiv. Cu de atâtea ori de câte ori indică fracția respectivă. Deci notăm și asta. Dacă un număr se înmulțește cu o fracție supraunitară, atunci numărul se mărește de atâtea ori cât indică fracția. Mărește de atâtea ori cât ne indică fracția. Când e subunitară, se micșorează. Când e supraunitară, se mărește. Deci, numărul se indică fracția. Numărul se mărește de atâtea ori. Cât indică fracția. Bun. Dacă este multiplicat, de ce?
chiar acum în câteva secunde. Daria, ați făcut fracții. Vrea să fac fracții? Fracții facem acum. Fracțiile acelea. Urmările decimale? Da. Vrei de celelalte îmi prospătezi acolo? Hai că mă duc acolo dacă e nevoie. Am zis asta că era așa cu mine, de spune am auzit. Da, da, da. Bine, hai să vedem acolo, David. Eu vreau să pregătesc teremul pentru o chestiune, dar haide să... Nu ai problemă. Da, fără frumos. Fără aceea, da? Fără niște copii. Bun. Uitați, David, ce înțelegi tu prin 1 supra 2? Unul pe doi. O fracție subunitară. Da? Unul împărțit în două, da? Deci unul împărțit în două, adică jumătate dintr-un. Unul pe doi. Un cerc împărțit în două, sau un segment împărțit în două. Deci, practic, prin unul pe doi, tu înțelegi. Fie segmentul ăsta, dacă le iau ca unitate măsură și îl dăm în două, și asta este unul pe doi. Sau un cerc. Da? Sau dacă e un cerc. Așa dispare. Da? O jumătate, asta înseamnă jumătatea, nu? Deci, iată, prin 1 pe 2 ai înțeles ce înseamnă jumătatea dintr-un cer, jumătatea unui măr? Dacă luăm un măr? Jumătate. Da? Perfect. Hai să-l facem pe 1 să-l împărțim la 2. Crezi că reușim? Da. 1 împărțit la 2. Din ce ai făcut până acum la școală, știai doar așa. Păi nu împărțit la 2. Nu se poate face. 0 rest. Păi, 0,5. Pentru că nu ne dăm seama, Davide, dacă ăsta ar fi segmentul și vrem să-l împărțim la 2, nu prea ai, dacă ar fi mai mare ca lungime, nu știu, și atunci îl împărțim în 10 părți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci îl împărțim în 10 părți egale, segmentul ăsta. Și în felul ăsta, în loc de la jumătate, câte segmente de asta am luat? Câte am luat de asta? 5. 5 sunt aici luate, nu? Da, asta înseamnă 1 pe 2. Unul egal 50 plus 50. 0,50 plus 0,50. Așa. Deci, 1 ar fi 0,50 și 0,50. Adică, cât ar face 1 împărțit la 2? Ar face 0,50, spunem. 0,50. Sau 0,5 cel mai bine. Că sunt 5 luate. Da? 0,5. Asta e toată ideea. Trebuie să împărțim în 10 restul acela. Înțelegeți? Asta e șmecheria. Deci, 1 împărțit la 2... fac 0,5. Și iată cum a fost ideea. Nu se poate. Și atunci, uite, 1 împărțit la 2, nu se poate. Punem de 0 ori. Punem virgula aici. Și punem un 0 lângă 1. De fapt, e 10 de ăsta de aici. 10 segmente. Și împărțit la 2, fac 5. Dar nu ce deșteaptă. Deci, ai înțeles? Ia să vedem. Cât face 73 împărțit la 2. 73 împărțit la 2. Păi, 2 în 7. De 3 ori. De 3 ori. 3 ori 2, 6. 13 împărțit la 2. Merge de 6 ori, 6 ori 2. Iubesc că 12. Da, 12 și îmi dă 36,5. Și ești maker. Deci, unul ăsta, știi ce faci? Pui virgula. Pui virgula repede. Da, adăugăm și pui un 0, adică la 10. La mine vrei să spun ceva? Și face 36,5. Există chestii că nu o să-ți dea direct. Și tu va trebui, adaugi un 0. Pui. Ce-ți rămâne? Mai adaugi un 0. Iar mai împarți. Mai adaugi un 0. Uite, super. 1 împărțit la 8. 1 împărțit la 8. Ia să vedem împărțirea asta. 1 împărțit la 8. Egal cu... Dacă ar fi... Nu sigur. Ce facem? Da, de pe mâna lui. Adică împarți în 10, nu? Împarți în 10.
Și ai 10 acum, dar 0,60 segmente, ți-ai făcut de alea. 0,2. 8 în 10 merge odată. Și ne rămâne 2. 8 în 10 merge odată. 8, restul e 2. Și acum, și acum pe doi el, el mai îl împarți în 10. Și sunt de e 2, nu? 2. Da, 20. 20, nu? Da, și 2, da, de 2 ori, da, de 2 ori. Deci de 2 ori, de 2 ori 8, 16. Și mai facem încă o dată cu 40 și se face la 5. Iar mai punem una, cu 0. 0,125. 0,125. Super tare, nu? Deci, tu te duci și mai pui un 0 de când clipa în care ai pus pe... Soapla. Da? Și muncești până când reușești să dai. Cât face? Hai să facem pe... să zicem, 642 împărțit la 742 împărțit la 7. 700. Domn profesor! Da? Pentru că dumneavoastră mi-a dat învățire exactă. Acum e exact, da? N-am nimeni editor. Hai să zicem, 7 de bine, dată. Pentru că 7, este 100... Nimic, 4, 0... 106. Da, 106, domnul. 106. Împărțirea s-a făcut exact. Împărțirea. Spune că numărul ăsta se divide la 7. Dar dacă am să iau așa... 642. Hai să vedem pe 642 împărțit la 8. Egal cu. Da, vine mai conduci tu, da? Da. Zi. Când 64 vin 64. Deci 8 ori. 8 ori 8, da. 8 ori 8, 64. Deci 0,0 și rămâne 20 împărțit la 8. Stop, 2, da? Da, virgulă. Așa, că punem, nu mai avem de covorat aici. Cum așa fi ajuns la virgulă, da? Punem 0. 8 în 20. De 2 ori. Da, 0, 8. 10, da. 4. Mai punem 0. Da. Și 5. 8,25. 8,25. Nu a fost așa de virgulă. Acum, mai da, vine. Deci 8,25. Da. 8,25 se scrie 8 plus 8 res plus 0,25. 0,25, adică am pus întregii și pe urmă partea asta decimală. Da. Da? Și e cam mai departe cu 8 întregi plus 2 pe 10. Că știi tu cum am obținut noi pe 2 ăsta? Am, noi am împărțit la 10. 52, iubea. Deci, am împărțit la 10. La care ne dă 0. Da? Când am împărțit, se continuă împărțirea. Și plus, și pe urmă pe ce ne-a rămas, am mai împărțit încă o dată la 10. Plus 5 pe 8, cât? 5 pe 100, foarte tare. Și egal acum. Da, bine. Egal cu 8. Prima am mulțit prin 10. Pe aici am mulțit pe asta cu cât? Cu? Unde? Că, ca să putem aduna nouă aceeași numitor, fracțiile deci, pe prima, 2 supra 10, o facem ori 10. Asta ori 10, da? Bun. Da. Dar sunt și cu 8 ăsta, 8 supra 1, să înțelegem noi că ar fi. Da. Să amplificăm aici cu 100. Da? Cu 100. Că, ca să amplificăm, să fie, da. Dar să fie cu 100 peste tot. Da, și atunci vine. Egal cu. Să vedeți, uitați să faceți ori. Așa, cu 10 aici, da. Corect. Și o să fie 800. 800 supra 100, supra nu? 100. Ca să fie aceeași numitor, da? Plus 20. Da, supra 100. Da, supra 100. Plus 5 supra 100. Supra 100. Și face cât? Face 825. 825. Supra 300. Supra, 300. Nu, supra 100, că nu se adună ăștia. A, da, supra 100. Se pune același numitor comun, da? Supra 100. Fii atent, David, de ce șmecherii trebuie să o ținem minte pe asta. Deci 8,25. Uite cine ești. 8,25.
este scris ca fiind 825 supra 100. De acum, ce am făcut eu? Practic am dus virgula peste 2 decimale. Și am recunoscut că am pus... Am dat jos virgula și am pus... Da, mă, și spun supra 100, mă. Deci, înțelegi tu? Și de acum, dacă vrei, pe asta o pot face ireductibilă. A, da, adică l-am prins. Simplifică mai și prin cât? Prin 5. Te poate simplifica fracția asta. Da. 8 în 5. O dată. Da. 22 din 5 pe 4 de 4 5 20 și rămâne 2 25 5 5 10 supra 20. Acum iar mai amplificăm prin cât merge iar prin 5, iar prin 5 și este egal cu 5 în 14 5 în 14 de 2. Da. În 5. Nu, în 15. 5 în... Nu, în 45. 25. 29. Da. Pe 4. Hai să împărțim pe 29 la 40 când iese. E curent. Nu se mai poate simplifica asta. Nu, că vă dă curent. De asta este ireductibil acum. Da, este ireductibil. Corect. Hai să împărțim pe 29 la 4. 29 împărțit la 4. Intră doar de 8, de 7 ori. De 28 de ori. Păi, dar nu cumva am greșit noi undeva? Ia să ne mai uităm o dată, mă, cred că am greșit undeva. Deci, au fost 8,25. Da. Supra 100. Da, am greșit prin 5. Am greșit undeva. L-am împărțit la 5. 825 la 5. 8 în 5 în 8 odată. Odată. 32. 32 de 6. 6. Ai văzut? 6, da? Și pe urmă cât aici vine 6 ori 5, 30, în 25 de 5 ori. Bine, bine, da? Da. Acum ia simplificăm. 16 împărțit la 5. Stai un pic să facem împărțirea între. Așa. 31, da? Noi. Pe 33. Că intră de 3 ori, 3 ori, 5, 5, 10 și 15 și 33 și 4. Vezi că scriu mă trăzlei, da. Tu așa îmi spui. Urmăriți amândoi și David eu zic. Da, hai. Urmăriți amândoi și tu, Sofia, da? Amândoi că... Este fracție ireductibilă. 33 pe 4 e ireductibil. Și acum să împărțim de 33 la 4. De 8 ori. 8 ori 4? 8 ori 4, 32. 8,25. Așa. S-a spus mai bine. 1. 1. 1 pe 4. Mai adăugăm un 0. Ah, da, virgula. Punem un 0. 0. De 2 ori. Da. 2. Mai adăugăm un 0. Așa. 2 ori 4, 8. 2 ori 4, 8. 8. Da. Așa, la 20. Mai adăugăm un 0. Da. Și ne dă 5. Oh, fantastic! Deci am plecat la 1,25. L-am scris ca 825 pe 100. Am făcut o fracție reductibilă. Dacă am împărțit, am dat fracția la început. Deci, iată numărul ăsta. 8,25 poate fi și sub formă de fracții. Da? Dacă ai sub formă de fracție, îl poți pune sub formă decimală. Deci numerele acestea sunt sub două variante prezentate. Ori sub formă de fracție, ori sub formă decimală. Se numesc numere raționale. Deci ceea ce vă spun acum este mulțimea numerelor raționale. Mulțimea numerelor raționale notată cu Q, copii, cu Q. Deci, astăzi am discutat, am deschis vorba despre o nouă mulțime de numere. Da? O nouă mulțime, mulțimea numerelor raționale. Până acum știați mulțimea numerelor naturale. Da. Da? 0, 1, 2, 3, 4 și mai departe. Acum
Sunteți cei mai tari că am pus mâna pe o mulțime mai amplă. Asta oare o conține pe mulțimea numerelor naturale? Mă întreb, o fi mai largă, mai largă, mai conține și pe mulțimea numerelor naturale în, în interiorul ei? Sau invers. Sau mulțimea numerelor naturale invers. Cred că ea oare. Asta oare, da? Pentru că, uite, 7 poate fi privit ca 7 pe 1. În mulțimea numerelor naturale avem numai nume 7, adică fără virgulă. Deci și, da. Și, și 7 poate fi văzut ca o fracție, că e numitorul 1. Da, 7 pe 1. Da? Deci 7 este aici cuprinsă. Adică 7 mere și împarți la un copil, adică dai copilul 7. Deci împărțire exactă, nu? Da. Toate fracțiile, ce? Uite asta, 742, 742 pe 7 este un număr întreg, că îți face împărțirea exact, face 106. Deci, vedeți, această mulțime este mai amplă. Orice numere se pot numi. Deci, corect este să spunem că mulțimea numerelor naturale, naturale, este inclusă, uite așa este simbolul, inclusă în Q. Da. Da? Inclusă. Inclusă. Așa, un, vezi cum a făcut un profesor. Un ubedor. Un ubedor, da, culcat toți, așa, da. Da? Inclusă, așa se așa se, asta este bun. Da. Este ce inclusă în cuvinte. Scrieți în cuvinte. Scrieți în cuvinte cu simbolul ăsta. Deci ce înseamnă? Inclusă. Inclusă. Sau mulțimea numerelor naturale este inclusă. În cuvinte. În, da? Simbolul ăsta este inclusă. Inclusă. Inclusiune. 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 Simbolul de incluziune. Când o mulțime este înglobată în cealaltă. Unde e inclusă? În Q. În Q. În Q. Deci, N inclus în Q. N inclus în Q. Mulțimea numerelor naturale este inclusă în Q. Ce care e? Da? Este inclusă. Am scris